Bună ziua! Am rămas datoare față de dumneavoastră cu micul prinț, așa că voi continua și astăzi este întâlnirea cu acarul. Bună ziua, a zis micul prinț. Bună ziua, a răspuns acarul. Ce faci aici? A întrebat micul prinț. Triez călătorii. Călătorii îngrămesc de 1000, a spus acarul. Expediez trenurile care îi duc când spre dreapta, când spre stânga. Acum nu știu cum e la voi. Când spre invers întotdeauna când te filmezi. Deci, mă rog, nu contează. Când spre dreapta, când spre stânga. Și un tren rapid, cu luminile aprinse, bubuind ca tunetul, a făcut să se cutremure cabina de manevră. Sunt foarte grăbiți, a zis micul prinț. Ce caută? Nu știe nici omul de pe locomotivă, a răspuns acarul. În sens invers, a bubuit al doilea tren rapid cu luminile aprinse. A, se și întorc? Așa-i? A întrebat micul prinț. Nu sunt aceiași, a explicat acarul. E un schimb. N-au fost mulțumiți unde erau? A întrebat micul prinț. Nu ești niciodată mulțumit unde ești, a răspuns acarul. Și a bubuit tunetul unui al treilea tren rapid cu luminile stinse. Cu luminile aprinse. Îi urmăresc pe primii călători? A întrebat micul prinț. Nu urmăresc nimic, a răspuns acarul. Dorm înăuntru sau cască. Numai copiii privesc pe geam. Îți strivesc nasul de geamuri. Numai copiii știu ce caută, a zis micul prinț. Pierd timp pentru o păpușă din cârpe și ea devine foarte importantă. Iar dacă cineva le ia, plâng. Sunt norocoși, a zis acarul. Bună ziua, a zis micul prinț. Bună ziua, a răspuns negustorul. Era un negustor de pilule perfecționate care potolesc setea. Înghițiți una pe săptămână și nu mai simțiți nevoia de apă. Nu mai simți nevoia să bei. De ce vinzi asta? A întrebat micul prinț. E o mare economie de timp, a răspuns negustorul. Experții au făcut calcule. Se câștigă 53 de minute pe săptămână. Și ce se face cu aceste 53 de minute? Fiecare ce vrea. Eu, i-a zis micul prinț, dacă aș avea 53 de minute de cheltuit, aș merge încetişor spre o fântână. Atât. Mulțumesc. Sărbători fericite!